Salutare și bine v-am găsit sau regăsit din nou pe canalul meu. Astăzi am revenit cu un nou tutorial care nu prea are treabă cu ce fac eu, dar fiind o pasiune de-a mea, am decis să integrez și un mic tutorial despre partea asta culinară. Dacă v-am făcut curioși, vă las cu tutorialul și ne reauzim la final. Pentru turta dulce avem nevoie de 100 grame de unt la temperatura camerei, 500 grame făină, 200 grame miere, 1 ou, 70 de grame de zahăr, 100 ml lapte, mixăm. Apoi adăugăm un gălbenuș de ou. Două, trei lingurițe de scorțișoară. O linguriță de bicarbonat. Mixăm, apoi adăugăm câteva cuișoare. Cam așa arată compoziția, acum urmează să o bag la frigider pentru 3-4 ore. După cele 4 ore, compoziția s-a întărit destul de mult și o pot modela cu ușurință în mână. Am să încep să fac așa niște gugloaie și să le așez într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Le bag la cuptor pentru 10-15 minute la temperatura de 180-200 de grade. La final le pudrez cu zahăr pudră și cam așa arată. Au un gust asemănător cu cel din comerț, chiar dacă nu au aceeași consistență. Nu sunt nici foarte dulci, ceea ce le ajută foarte mult. Mie îmi plac așa cum au ieșit, am mâncat vreo 3 numai când le-am scos din cuptor, deci nu am ce să zic. Sper că v-a plăcut, nu uita să lăsați un like, un share și un subscribe, iar noi ne reauzim mâine cu un nou tutorial.